Bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri. Și dacă sunteți iubitoare de parfumuri și nu v-ați abonat încă, abonați-vă dacă vă place contentul pe care îl fac, dacă reveniți pe acest canal. Și nu uitați să lăsați și un like. Și vreau să menționez încă o dată, și cred că ar trebui să menționez mereu treaba asta, nu sunt vreo expertă, nu am studii în domeniul acesta. Pur și simplu iubesc parfumurile și vă povestesc despre experiența mea cu parfumurile mele, parfumurile pe care le cumpăr, parfumurile pe care le testez și așa mai departe. Ei bine, ați văzut că am reluat seria de parfumurile săptămânii în ghilimele, pentru că mi-am propus să aleg doar 7 parfumuri, așa că am redenumit seria 7 zile, 7 parfumuri, pentru că eu trebuie să-mi pun limite, altfel nu am. Și pentru că începusem să întind mâna după aceleași parfumuri, așa că la fiecare început de săptămână îmi aleg 7 parfumuri. Asta după ce mă uit bine prin dulapuri și le port pe ele. Mă bucur de ele și chiar vreau să vă povestesc astăzi despre câteva parfumuri de care îmi era tare dor. Voi începe cu parfumul pe care l-am purtat în prima zi a săptămânii și asta pentru că mi-am dat seama că în perioada rece nu prea am dat atenție lui This Is Her, deși îl ador. Acesta zic eu că este ceva mai floral, este mai light, nu are și partea aceea gurmandă, deși păstrează ADN-ul de santal cremos. Nu are castană, nu are frișcă, mie îmi plac foarte mult acele note și nu este atât de dulce parcă, ca și This Is Her. Mi se pare așa varianta mai de primăvară a lui This Is Her, varianta mai florală. Pe lângă santalul acela cremos simt și niște flori albe cremoase, cărnoase. Este și el un parfum dulce, cozy, ceva mai feminin aș putea să spun, dar da, l-am purtat și persistă foarte bine, îmi place, cu el mi-am început săptămâna. Am scos de la Naftalină la Danța de Nelivelule pentru că nu l-am mai purtat de mult și mi-era tare dor de el, este un parfum tare frumos și vreau să-l port pentru că este un parfum pentru vreme rece și pentru primăvară. Are o bază dulce, este un parfum dulce, dar are un măr roșu proaspăt, suculent, care nu-i dă voie să fie doar un parfum de iarnă. Așa că mi-am ales un parfum dulce, m-am îndreptat către acesta, o să vedeți că mai sunt și altele printre cele 7 parfumuri, pentru că eu port parfumul dulci când vreau eu, nu contează. Dar încerc așa să le alternez, să nu mă intoxic în fiecare zi. Și la Danza cu siguranță merită o sticlă full size. Eu am aici varianta de 15 ml, pentru că în momentul în care am căutat parfumul acesta nu se mai găsea în full size niciunde. Acum cred că se mai găsește. Vreau o sticlă full size de la casa aceasta. De la Danza sau nu, nici nu contează, pentru că vreau să mai încerc și altele și mă mai tentează unul de la această casă. Așa că, nu. Deci ador sticlele, ador sticlele de la Nobile și mă mai tentează un parfum. Poate că o să ajungă la un moment dat în colecția mea, dar dacă o să ajungă full size ceva de la această casă, cu siguranță o să știți și voi. Dar acesta, dacă iubiți parfumurile dulci și dacă aveți ocazia să îl testați, e superb, superbisim. Minunatul, să știți că de acesta îmi era și mai dor. De aceea am și ales să fac din nou această serie. Eu am mai făcut la un moment dat 7 zile, 7 parfumuri. Asta pentru că rămân în spate acolo parfumuri, întind mâna după aceleași parfumuri și nu mă bucur de parfumul pe care le ador, cum este Idol.
Eu am aici varianta apă de parfum. Este parfumul care îmi place cel mai mult. Idolul, ca să zic așa, care îmi place cel mai mult. Pentru că mi se pare cel mai echilibrat. Îmi place și Aura, dar pe acela l-aș purta vara. De fapt, am și o miniatură. Și probabil că o să-mi iau la un moment dat Aura într-o variantă mică. Acesta este un parfum feminin, romantic, foarte elegant, foarte frumos. Mi se pare foarte versatil, de zi cu zi, de birou, de orice. Poți să-l porți oriunde și oricând, pentru că este un parfum foarte, foarte frumos și are un trandafir plăcut, are pară, are fructe. Doamne, cât de bine miroase, ce dor îmi era de el. O să-l port în perioada următoare pentru că a început să mă obsedeze din nou parfumul acesta. Girl of Now, Elisab, cel mai frumos parfum de la Elisab pentru mine. Vine să-l beau. Este atât de plăcut. Este dulce. Fisticul acela este delicios. Este un parfum care pe mine persistă foarte bine. Este foarte intens, mai ales deschiderea este explozivă. Este un parfum dulce, pudrat, gurmand. Îl iubesc, îl ador și de-abia aștept să mă bucur de el săptămâna asta. Mi-am propus să port și seducătorul acesta. Este Valentino Valentina Assoluto. Un parfum misterios, întunecat, sexy, seducător, un parfum care te atrage în mrejele lui. Are o deschidere de trufe, e foarte fain, foarte frumoasă deschiderea. Este ușor așa întunecat și misterios și avem și niște fructe, în mijloc avem flori, iar baza este ușor pământie și proaspătă totodată. Este un parfum foarte frumos și vreau să mă bucur de el pentru că nu l-am purtat prea mult, nici nu a intrat de foarte mult timp în colecția mea, dar nu vreau să mă bucur mai mult de acesta. Un alt parfum pe care l-am inclus în cele 7 pe care vreau să le port săptămâna asta este Rosendo 6, pentru că nici nu se putea altfel și știți că cel mai frumos parfum este următorul care vine în colecție. Dar după el este ultimul intrat în colecție care a ajuns acasă la el. Și la mine acesta este, mă bucur tare mult de el și nu aveam cum să nu-l includ pentru că l-am luat ca să mă bucur de el. Așa se întâmplă când vin parfumuri în colecție, pe celelalte le punem așa mai în spate și uităm de ele. V-am spus eu că asta este și intenția, să port și parfumuri pe care le am de mult în colecție, dar și parfumurile noi trebuie purtate. Și chiar mi se pare o perioadă potrivită pentru a purta Rosendo 6, deși mi se pare un parfum destul de versatil. Este o deschidere suculentă, fructată, cu niște note verzi acolo, cu fructele alea zemoase. În mijloc avem flori, niște flori care mi se pare că oferă densitate și avem o bază curățică, ambrată, vanilată. Este un parfum foarte, foarte interesant și foarte frumos. Și parfumul cu numărul 7 este acest La Fenice, The Merchant of Venice. Este un parfum dulce. Dulce, vanilat, pudrat, cu flori pudrate și vanilie. Un parfum cald, dar mi se pare că nu este chiar atât de dulce. Florile acelea pudrate cumva mă duc cu gândul și la primăvară, deci merge purtat. Nu prea l-am purtat, să știți, nu prea am întins mâna după el. Mi s-a părut că pentru iarnă am avut și parfumuri vanilate ceva mai puternice decât acesta și am zis ok, o să-l port la primăvară și am cam uitat de el, dar cred că l-am folosit foarte puțin, foarte puțin și mi l-am dorit și pe el foarte mult în colecție, dar o să-l port și cu siguranță o să revin și cu alte impresii. E bine, acestea au fost cele 7 parfumuri pe care mi le-am pregătit pentru săptămâna aceasta. Sper că v-a plăcut acest clip. Spuneți-mi și voi ce parfumuri vreți să purtați săptămâna aceasta sau ce parfumuri purtați în această perioadă.
Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Vă aștept în comentarii cu emoticoane, cu floricele, cu zâmbete, cu îmbrățișări, cu ce vreți voi. Și vă aștept și pe Instagram. Noi ne vedem în curând cu un video nou. M-am pupat! Pa, pa!